Salutare tuturor și ne-am găsit la un vlog super special pentru că astăzi este o zi mega specială, cum am zis. Astăzi este meciul, prima etapă dintre Petrolul Plăi și Ucluj, primul meci din play-off. Așa că nu uitați să puteți butonul ăla de like dacă mai vreți să facem vloguri de la meciuri, pentru că este un vlog special, cum am zis. N-am mai făcut vloguri de acum, pentru că nu știți cum acces pe gaming mai mult. Așa că nu uitați să puteți butonul ăla de like, facem acum niște ture pe aici, că sunt în Streșnii deocamdată, trebuie să iau mașina să ajung în Ploiești și după mergem la stadion să luăm și bilet, pentru că nu am bilet. Aș fi vrut să iau online, dar s-a cam dus cardul pe Billy, dar nu te astăzi vezi butonul așa de like și subscribe la canal pentru că mă ajută și o să mergem la și în multe etape, dacă sunt și vă susținere la acest episod, acest vlog de fapt, că nu este chiar episod. Astăzi chiar aș luăm la tribuna 2 bilet. Este 15 lei, ceva de genul, adică nu este ceva foarte scump. Pentru că am zis să hai să merg și eu la un meci al lui Petrolului, pentru că n-am să fac acasă, este sâmbătă. Astăzi se filmeze și când se joacă. Așa că revenim de pe drum, poate mai dăm și niște faze din oraș. Mergem și la stadion, frumos luăm biletul și intrăm la stadion la 5:30, începe, este ora 3:45 minute când filmez eu. Pentru că mai sunt destul niște să vin iau mașina, bla bla bla, chestii de restii. Hai să mergem în gym, dăm faze de pe drum și vedem ce mai filmăm. Deci cum am zis, dați acolo pe butonul de like pentru că vreau să vă ținem la acest vlog și mai facem, bineînțeles, așa că dați acolo mare mare subscribe la canal, like la acest vlog și ne auzim de pe drum. Gata boys, am ajuns și la Ploiești, chiar acum aștept doiul să-l iau să ajung în centru, după iau 5-ul și cobor fix la stadion și nu mai bine. Nu știu, se vede că nu o să vină 2-ul acum, trebuie să iau până în centru și să vedem, revin cu update-uri, n-am pus fine din autocar, că era multă lume, deci n-a prea aveam loc. Ne auzim de pe drum, poate chiar din 2. Bro, mă, ce vrei? Bro, ia-i tu și Ricardo cum iau singur eu. Da, asta nu poți să hai că ne ia garda, nu că ești mai controlor între noi. Nu ne închidă așa, rog, ce să ai să dar oricum e ok față de alte echipă. Nu ne închidă așa, rog, ce să ai să dar oricum e ok față de alte echipă. Nu ne închidă așa, rog, ce să ai să dar oricum e ok față de alte echipă. Nu ne închidă așa, rog, ce să ai să dar oricum e ok față de alte echipă. Bă, nu știu ce să zic despre scor. Bă, dacă facem un egal ar fi bine, dar sunt pozitiv, un 1-0, zic ar fi de ajuns mai să câștigăm. Ce să mai zic? Suporterii, dacă suntem 5.000, bă, suntem bine, nu știu ce să zic, nu prea. Asta este autobuzul, nu? Deci nu știu, nu prea. Nu, nu cred că o să fim foarte mulți, mai ales că este și sâmbătă. Chiar acum mă îndrept spre stadion. O să mai fim spre drum pentru că e cam frig, așa, deci, da. Sunt chiar acum în centru, deci hai să vedem ce o să fie, hai Petrolul! În 10 minute voi să ajungi la stadion, sunt foarte aproape. Chiar acum am zis niște suporteri. Nu știu, bă, atmosfera e ok. Pe străzi, te strigă Petrolul Ploiești. Sunt curios cum o să decurgă meciul și atmosfera. Trebuie să-mi iau bilet, nu știu dacă se sper să nu fie coadă. Dar da. Oricum, voi ce pronostic aveți la acest meci? Lăsați în comentarii și cu cine țineți. Bine, e clar că sunt cu Petrolul, vă dați și voi seama. Hai Petrolul! Chiar acum sunt pe strada stadionului, sunt în fața mea stadionul. Bine, trebuie să fac un dreapt aici, dar nu știu, abia aștept să-mi ajung. Să văd ce... De văd și jandarmeria în față. Deci se așteaptă să fie un meci încins. Da. Hai să vedem ce se întâmplă. Este împânzit de jandarmerie locul, deci n-ai cum să faci nimic. Este efectiv plin de jandarmi, polițiști, câini. Am văzut și niște fani ai Universității Cluj. Se așteaptă un meci în 5 boys, bă, sunt chiar curios, mega curios. Deci dați și voi aici mare mare like pentru că e jale, derby uriaș pentru Ploiești și pentru toată lumea din oraș. Hai Petrolul boys, hai acolo cu un comentariu și un like și un subscribe la canal.
Gata, boys, am luat biletul, ia uitați-l aici. Haideți să intrăm la tribuna 2. Am luat la sectorul 202, stați că acoperiți aici, rândul 5, locul 30. 15 lei biletul, frumos, tot ce trebuie. O să las și un screenshot pe ecran oricum, că am făcut poză la el. Hai să vedem unde intrăm.
Bravo! Hai, așa că trebuie.
S-a plimbat de acolo. Da, e nebun. Păi. Hai, hai cu poarta asta, la sediu. Mai intrat un lucru de Ce
așa până mâine. Hai mă, că sunt toți, am numărat eu. Hai mă, vreți un bere, ceva? Pe roz, la ea. Pă bune. Hai că avem. Așa mă. Haide, mă. Avea 30 ceva la subiect.
Nu. Bine. Bine, mă. Nu. Nu. Bine. Să. Nu. Bine, mă. Bine, buja. Hai că avem. Da, Petru, 3 minute. Haide, mă. 3. Da. Haide, mă. 3 minute. O lungă alerie. Deci că-s și-o bună. Și la bine. Haide, mă. Faul, faul. Și la bine. Hai să luăm. Hai să luăm. Hai să luăm. Da. Haide, mă, ce fac ăștia? Oricum să spui, ești de pe tatu. Haide, mă. Bă, păi de la 8 avem noi, bă. Haide, mă, haide, mă, hai. Haide, haide, hai. Bă, mai prost arbitraj n-am văzut, mă, să mor eu. A, da, așa, să se degajeze. Haide, mă, nu mai. 0-0. 0-0. La Petrolul în galerie. Și la bine. Băieți, 0-0 din păcate. Atât s-a putut. Bă, e bun egalul. Frumos. Un punct aici la Ploiești. Eu zic că este perfect. 0-0. Ambele echipe au jucat perfect. Am avut mai multă, multă șansă, zic eu. Puteam să câștigăm lejer, dar atât s-a putut. Eu știu. Ne auzim după meci, pentru că deja plec acum. Lumea este aici în jur și nu știu că se aude, bate vântul. Oricum, încă stau din șoapsule și pe aici. A, da. Deci, da, boys, v-am zis, nu știu. Un meci frumos, oricum. Din păcate, n-am putut să câștigăm, dar nu este nimic. Mai avem aici, avem un punct, mai avem 9 etape, eu zic că putem să câștigăm. Deci, dacă v-a plăcut, nu este asta finalul, o să dăm final de la vest, de acolo, pentru că, n-are, suntem de acum, va trebui să mă duc și eu să iau 2, pentru că ne-a pus să ocolim, pentru că a închis și jandarmeria, că era autocarul și n-aveam voie să legine pe acolo, o luam, până la autocarul, dar, na. Dacă asta au zis sau cum, am ieșit în centru. Bun, ne auzim de la vest. Deci n-am să vă zic altceva. Oricum, meci frumos. Păcat că astăzi am 0-0, deci nu știu, 0-0 e cel mai urât scor posibil. Deci, da, ne auzim de la outro, adică de la vest. Bun, boys, ăsta a fost și episodul de azi, vlogul mai zis, mai bine zis. Din păcate, v-am zis și la început și la final 0-0. N-au să facem, meci frumos oricum. Este a doua zi când filmez pentru că, nu știu, aseară am venit obosit, m-am spălat și direct m-am băgat la culcare, că eram mort. Nu știu, sper că v-a plăcut, ne auzim la vlogul următor, poate
nu știu, la alt meci, dar am văzut ceva frumos. Pe 30 aprilie o să mai fim pe stadion la Petrolul CSA. Acolo, îi rupem acolo. Bun, băi, sper să ai alături de mine și ne auzim data viitoare la un nou vlog. Salut!